Salut tuturor, sunt Radu, bine ați venit la un nou episod din Tech7, când iau cele mai importante știri despre tehnologie din ultimele 7 zile și le discut un pic cu voi. Și înainte de a trece la ele, avem 4 știri astăzi, înainte de a trece la ele vreau doar să vă aduc aminte că nu trebuie să vă uitați la acest clip, puteți să ascultați sunetul său ca podcast, este pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Podbean, pe toate serviciile posibile, e mai ușor de zis unde nu este, puteți să urmăriți acolo episodul 3. Bun, spuneam de 4 știri, da? Prima ar fi, începem cu una ușoară așa, simpluță, că PayPal începe să, ce obțin în SUA, începe să lase clienții să cumpere și să vândă niște criptomonede. E vorba de Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash și Litecoin, 4 criptomonede la început. Nu face direct PayPal asta, s-a făcut un parteneriat cu un serviciu numit Paxos. Dar ideea este că ai fi crezut că am intrat în perioada în care criptomonedele sunt cumva de domeniul trecutului și iată că PayPal, unul din cei mai mari jucători în domeniul plăților, vine și spune, nu acum prin mine, poți să cumperi, să vinzi și să plătești cu Bitcoin și Ethereum și restul monedelor. Mă întreb dacă acest lucru nu arată de fapt că am trecut de etapa aceea inițială de speculă cu creșteri și scăderi mari ale valorilor acestor criptomonede, și intrăm în perioada de platou, de stabilizare, acolo unde ele pot fi chiar utile. Pentru că una din problemele criptomonedelor este că nu sunt folosite. Toți cei care au Bitcoin sau Ethereum țin de ele, le țin în portofelul lor, pentru a, nu știu, așteaptă să le crească valoarea și să le vândă când va fi Bitcoinul din nou 20.000 sau 30.000 de dolari. Dacă se transmite semnalul că prețul lor s-a stabilizat, atunci lumea va începe și să le folosească, să cumpere produse cu ele, să le vândă și așa mai departe. Next, iPhone 12, am discutat pe larg în episodul 2 despre iPhone. Venim acum la următoarea chestie. Am aflat că în România precomenzile vor începe pe 6 noiembrie și livrările din 13 noiembrie, pentru toate modelele. Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro și Pro Max. Destul de târziu, Apple n-a zis clar în ce val este fiecare țară, dar iată că de la magazine aflăm asta, precomenzile abia în 6 noiembrie. Nu știm încă prețurile, dar le putem aproxima, sunt cele clasice de iPhone, dacă vreți să zic așa. Vreau să vorbesc însă despre altceva. Pe la străini au început deja să apară unboxing-uri și prezentarea acestor telefoane. Și partea interesantă este că am văzut într-un clip de-al lui MKBHD o prezentare a sistemului MagSafe. A arătat acolo cum sunt magneții. Toate iPhone-urile nou au pe spate un magnet destul de puternic, circular. E chiar un sistem complex acolo, e un magnetometru, e și un chip NFC pentru conectarea la accesorii și avantajul său este că atrage direct un încărcător wireless sau un portofel în care tu poți să ții acolo un card bancar sau un card de acces undeva sau așa mai departe. Acum, eu m-am uitat la magnetul ăsta și cât de puternic este și mă aștept să aibă un efect neplăcut. De exemplu, eu cred că dacă introduci iPhone 12 într-o poșetă de doamnă, de domnișoară, îl scoți de acolo cu chei, agrafe, monede, eu știu, vreun ruj, diverse chestii magnetice, cred că se vor agăța de telefon având acest magnet mai puternic pe spate și mereu va fi atras de ele. Chestia asta probabil se va întâmpla inclusiv pe la birou, adică eu cred că din neatenție vei pune telefonul pe birou pe diverse chestii magnetice și vei vedea cum rămân agățate de el. Eu știu, mânerul de la un pix, vreo monedă, șpancă poate, tocmai tăia ceva pe strung. Nu știu, rămâne de văzut de fapt dacă ideea asta cu un magnet mai puternic decât până acum pe spatele telefonului e de viitor. Eu am văzut în comentariile de la articolul de pe blog niște păreri, de fapt niște întrebări să le spun, despre cât de sănătos este să ai un magnet asupra ta. O, niciun pericol, credeți-mă. Stăm toată ziua în câmpuri magnetice mult mai mari decât are acel telefon, pentru că, până la urmă, prin câmpuri electromagnetice se transferă semnalul wireless, cablurile, prizele, televizoarele, totul în jurul nostru generează câmpuri electromagnetice. Nu telefonul ăla este problema radiației, ca să zic așa, și nici nu ne face vreun rău. Nu uitați că erau chiar dispozitive care erau vândute ca fiind benefice corpului, tocmai pentru că purtai la tine un magnet toată ziua. Nu vă faceți griji de acest aspect dacă e. Eu mi-aș face griji, v-am spus, pentru demagnetizarea unor obiecte. De exemplu, dacă pui noile iPhone 12 lângă o cartelă de metrou, va mai fi ea bună? Sau, eu știu, lângă cartela cu care deschizi
cheia de la camera de hotel. Știți că acelea se demagnetizează chiar foarte repede. E, acum când ai telefonul și mai puternic, nu cumva se va demagnetiza imediat? Nu știu, rămâne de văzut. Asta s-ar putea să, nu fie o idee chiar foarte bună. Sunt curios dacă vor apărea și huse third party care să blocheze acel câmp magnetic. Nu că ar putea ajuta sau... Și cred că ar putea face asta foarte bine, pentru că blocând acel câmp vei bloca, afară cazul în care totul acordat foarte bine acolo, dar vei bloca și semnalul de telefonie și nu vrei asta, dar... Și acum există tot felul de portofele rezistente, RFID și așa mai departe, cred că ar putea produce cineva și huse de iPhone care să blocheze magnetul, tocmai pentru a, eu știu, pentru a nu-ți afecta sănătatea, cum zic unii, dar mai degrabă pentru a nu fi atras de orice monedă și obiect metalic ai în buzunar, în poșetă, în geantă, în birou și așa mai departe. Bun, partea a treia. Huawei a lansat seria Mate 40. Trei telefoane, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro, Pro Plus, plus o ediție Porsche Design. Știu că în România va veni Mate 40 Pro, primi comunicatul de presă în care spunea că disponibilitatea va fi anunțată în curând, deci nu știm exact când. Cum mi s-au părut mie telefoanele? Mi s-au părut foarte bune, în continuare probabil cele mai bune telefoane produse de Huawei până acum, realizări tehnice excelente, dar foarte scumpe pentru piața europeană în condițiile în care nu au serviciile Google la bord. De fapt, nici nu aș putea recomanda cuiva fără serviciile Google, pentru că un Mate 40 Pro costă 1200 de euro. Mate 40 Pro Plus, care are două camere cu zoom, e mai șmecher în acest aspect, 1400 de euro. Mate 40 Porsche Design, 2300 de euro, adică îmi pare că-s bani la care ar fi bine să ai și un Porsche ca să-ți iei telefonul branduit cu Porsche Design. Bun, și pentru 1200 de euro, cât este Mate 40 Pro, mi se pare că costă mult pentru un telefon care nu vine cu Google. Adică părerea mea e că în momentul când pierzi accesul la acele servicii, la, eu știu, la YouTube, la Gmail sau la momentul în care n-ai în marketplace-ul, la App Gallery-ul de la Huawei a crescut, dar nu are Instagram, nu are Uber, nu are Glovo, nu are Spotify. În fine, lipsesc multe, nu are jocuri. Toate jocurile moderne nu vor fi găsite și acolo, nici excepții. Până la urmă, în etapa în care am ajuns la momentul când e mai important software-ul poate decât hardware-ul, pentru că tot mai multe servicii se mută în cloud și fac procesările în afara telefonului, în interior, cred că Huawei nu prea mai poate vinde telefoane cu prețuri ca și cum ar avea serviciile Google și nu doar serviciile Google, dar accesul la tot ce îți oferă infrastructura Google și Google Play Store. Adică în loc de 1200 de euro cât e acest telefon, pe la 700 cred că ar fi fost un preț bun. La 700 ție acum S20 Fan Edition. Acolo ar fi trebuit să se ducă Mate 40 Pro, superior ca hardware, foto și tot acâmul, dar fără Google. Acum, telefonul, vă spuneam, e mișto ca realizare. Mie personal nu mi-a plăcut ecranul său waterfall, cel a curbat foarte mult pe laterale, pentru că e un ecran flashy, dar în timp s-a dovedit că nu-i practic. Am tot avut telefoane cu astfel de ecran. De-a lungul timpului înveți că de fapt nu sunt practice și că apreciez mai bine un ecran drept. Modulul optic cred că este foarte bun. Nu știu dacă ați remarcat, dar are un senzor foarte mare. Acel senzor are 1x1,28 inch. Ne îndreptăm spre momentul când s-ar putea pune un senzor cu diagonal de 1 inch pe telefoane mobile, nu știu exact. Cred că mai avem până acolo, dar oricum e un senzor mare, să vine cu un dezavantaj, înseamnă adâncime de câmp mică. E genul ăla de senzor în care dacă fotografiezi, nu știu, să faci un selfie, e posibil ca urechile să nu fie bine focalizate, ci doar nasul tău și ochii tăi. Uneori e un efect nedorit, eu nu l-aș dori, dar compensează asta telefonul și printr-un zoom optic foarte bun, 5x optic, se duce și mai pe Mate 40 Pro Plus, se duce în 10x optic chiar. E mișto făcut. De asemenea, pe lângă lipsa serviciilor Google, eu sunt curios și cum va sta cu aprovizionarea, cu stocurile acest telefon. Pentru că situația e cam așa. Vine la bord cu noul procesor Huawei Kirin 9000. Mișto procesor. 5 nanometri. Primul în 5 nanometri pus pe Android. Apple abia ce a anunțat 5 nanometri pe iPhone 12. Performant. Au spus la lansare că e mai performant decât un Snapdragon 865+.
Dar, întrucât Huawei a avut probleme mari cu guvernul american, TSMC, care e producătorul de acestor chipseturi pentru Huawei, a putut să producă până prin septembrie, cred. După aceea n-a mai produs chipseturi pentru Huawei și nu se știe câte au produs. E posibil ca acest telefon să fie disponibil în total într-un număr limitat de bucăți. Limitat însemnând câteva milioane, dar piața chineză e foarte mare și în astfel de condiții eu sunt chiar uimit că l-aduc și în România. Adică cred că România merge mai bine cu telefoane ceva mai ieftine. E foarte posibil că atunci când aduc Huawei Mate 40 Pro să-l aducă în, eu știu, 300 de bucăți, 500 de bucăți, ceva de genul ăsta și atât. Pentru că fără serviciile Google e clar că nu se va vinde foarte bine în Europa. Și atunci cred că Huawei va prefera să păstreze toate unitățile pe care le are, tot ce a putut produce, câte, în funcție de câte procesoare au avut, pentru piața chineză, unde lipsa serviciilor Google nu e o problemă, oricum sunt interzise de guvern. În rest, ce să mai spun, prezentarea a fost foarte funny. Nu înțeleg de ce se ambiționează CEO-ul companiei, Huawei Consumer Business Group, să prezinte telefon. Eu l-am ascultat inclusiv live acum câțiva ani la Barcelona, cred că era lansarea P9 sau P10 și nu înțelegeam nimic. Mă uitam în jurul meu, era o sală mare de oameni, de jurnaliști care nu înțelegeau ce spunea omul ăla în engleză, pentru că vorbește extrem de prost engleza, nu că nu o pronunță bine, nu face acordurile bine, sunt greșeli elementare făcute de copii care abia începe engleza. Și le-a făcut în continuare și în prezentarea aceasta, cei drept fiind preînregistrată, i-au pus subtitrări. Deci, el vorbea acolo engleză stricată și dedesubt a fost cu subtitrare. Dar mi se pare că în condițiile în care în lumea asta, eu știu, te acuză Trump și guvernul SUA că ești omul guvernului Chinei și așa mai departe, eu cred că Huawei avea interesul să pară mai puțin o companie chinezească și ar fi putut face asta luând, eu știu, vreun european, directorul de marketing pe Europa, să zicem. Să-l pună pe ăla să prezinte într-o limbă, într-o engleză mult mai bună, da? Nu știu de ce n-au făcut asta. Apoi, mi s-a părut în timpul prezentării că au tot insistat pe niște aspecte greu de înțeles. De exemplu, spuneau că chipsetul lor are mai multe tranzistoare decât chipsetul Apple. Și mă, cine și-a ales vreodată telefonul în funcție de câți tranzistori sunt în el, știi? Adică, să zici, ăla are 1 miliard de tranzistori, dar eu vreau pe ălalt, că are 1.300.000.000. Cui pasă? Important e ce faci, nu te lauzi că ai mai mult tranzistor, nu? Au mai avut tot felul de elemente ciudate în prezentare, de exemplu au spus că telefonul lor se încarcă și funcționează fără probleme la temperaturi mai scăzute, de exemplu când schiezi, în timp ce alte telefoane nu. Și mă gândeam, păi nu mă sperimem plângându-se că telefonul său n-ar funcționa la schi. Nu știu, cunoașteți persoane care au fost la schi și au vrut să facă o fotografie și nu le mergea telefonul sau ce se întâmplă, că eu țin minte, cred că cel mai frig, așa am stat pe termen lung, la protestele din Piața Victoriei, am fost într-un an în zile, acolo era viscol. Viscol de la crunt, adică am și scris după un articol pe blog să-mi recomande lumea haine groase de iarnă și mi-au recomandat și mi-am luat. Dar inclusiv atunci, pe, nu știu, minus 10 grade, timp de 2 ore, telefonul din buzunar a funcționat fără probleme. Am făcut fotografii pe el și am filmat pe acolo. Nu știu exact unde ar fi problema asta. Și s-au mai lăudat cu niște chestii, de exemplu că telefonul lor încetinește cu doar 2,5% după 3-6 de luni. Știți cum se plânge lumea de telefoane, că după o vreme parcă merg mai lent așa. Și mă gândeam, e foarte greu de măsurat chestia asta. Nu e ca și cum telefonul ăla există de 3-6 de luni într-un laborator și e testat în acest sens. Sigur că testele se fac teste accelerate și se estimează o astfel de valoare, la fel cum se zice și de o, nu știu ce produs că o să reziste 50 de ani. Se fac niște teste accelerate, dar e așa o cifră aruncată care în practică depinde de ce aplicații folosești, de cum folosești telefonul, cât de des, eu știu, mai dai un reset, cum îl încarci și alte elemente, încât mi se pare o cifră aruncată să fie acolo. Oricum nu o poate verifica cineva, nu o poate combate cineva, așa că hai să ne lăudăm cu ceva ce, nu știu, nu are o aplicație reală în lumea reală, nu are o bază în lumea reală sau nu poate fi comparat cu altceva. Și mă uităm că inclusiv toate comparațiile cu Apple pe care le-au făcut din nou, băi, era o comparație care n-a fost în favoarea lor. La evenimentul Apple, acum 2 săptămâni când a fost el pe 13 octombrie, pe
pe YouTube se uitau 2,5 milioane de oameni live. Habar n-am cât se uitau în site-ul Apple, care folosește alt sistem de streaming și deci nu se contorizează tot în YouTube. Dar pe YouTube 2,5 milioane de oameni. Pe la lansarea Huawei se uitau 25.000. Asta este maximul văzut de mine. 25.000. Prezentarea Huawei Global a fost ea nașpa. Mi-a plăcut însă ce a făcut Huawei România după aceea, care a făcut o dezbatere în România cu noile telefoane. Deci nouă anunțate. Au chemat niște jurnaliști într-un mic studio făcut pentru asta și au vorbit între ei despre el. Și erau acolo, pe cine era? Erau Bucnici, erau Bucnici, Dan Cadar de la zona IT, Shelly, cunoscutul vlogger, ca să zic așa, Iulian Noghi și cred că atât, sper că n-am uitat pe cineva. Și au vorbit despre telefon, dar mișto ideea. Deci chiar mi se pare că orice lansare internațională a unui astfel de brand mare ar trebui urmată de o discuție de asta făcută de români. Exact ca după ce se termină un meci și mai sunt oamenii în studio care mai comentează un pic meciul. Foarte mișto ideea, chiar mi-a plăcut. Dar problema era alta. Deci m-am uitat pe Facebook unde se transmitea live, da? Erau 100 de privitori. Pe YouTube s-a transmis și acolo live. Clipul acela de YouTube are în total 246 de view-uri. Și mă gândeam, bă, da, ai avut acolo pe Bucnici, Cadar și Shelly. Oricare dintre ei, dacă ar fi dat un share la respectiva dezbatere pe Facebook sau pe YouTube, probabil că ar fi atras mii, zeci de mii, sute de mii, nu știu, de privitori. De ce doar 100 în același timp? Adică, mi-închipui că a fost cu bani treaba, că, până la urmă, da, ieși din casă în vremea asta, te duci să vorbești despre un nou produs, o fi fost recompensat efortul, dar bun, dar n-au plătit și ca să dea oamenii și share la dezbaterea asta și anunțe urmăritorii că iată vorbesc acum live despre ceva. Nu știu. În fine. Ăsta a fost Huawei Mate 40. Ultimul subiect pentru astăzi, Facebook Dating, care s-a lansat în România acum 2 sau 3 zile. Facebook Dating. Prezentat anul trecut de Facebook, testat în câteva țări, lansat acum și la noi și dacă vreți să-l activați, se activează din aplicația de telefon Facebook. Intrați acolo în meniul ăla cu meniul hamburger, meniul cu 3 dungi din dreapta sus, clic acolo și apar niște carduri cu opțiuni în Facebook. Unul dintre ele se numește Dating. Dacă n-apare, update la aplicație, clear cache, închideți-o și deschideți-o de câteva ori ca să-și actualizeze și ea meniul ăla intern. De ce au lansat? Pentru că piața asta de dating, de îndrăgosteală, cum îi zicea un prieten al meu, e foarte mare în lume. Tinder face peste $1 miliard pe an venituri în aplicație. Acum, în septembrie, Tinder a fost aplicația cu cele mai mari încasări pe iOS, pe iPhone. Ca să vedeți ce înseamnă asta. Și de când cu pandemia, și mai mulți oameni au apelat, de fapt, la Tinder. Pentru că nu mai ieși prin oraș, eu știu, nu mai ieși în cercurile tale de prieteni să mai cunoști pe cineva. E mai simplu cu aplicația. Mulți o folosesc doar pentru chat. Deci, merge. E piață mare, ca să zic așa. Ok, există concurență, e Bumble, e folosit în România din câte știu destul de mult. Bumble este cumva mai în avantajul femeilor, pentru că femeia trebuie să inițieze o discuție, nu poate fi spamată de toți bărbații care vor acolo să îi spună ce faci, păpușe, și așa mai departe. În fine, și acum a intrat și Facebook în acest domeniu, da? Și aplicația lor vine cu, până la urmă, cu foarte mult know-how despre tine. Adică ei, gândiți-vă că au la dispoziție toate like-urile tale de când folosești Facebook. Ei știu exact ce îți place, ce pasiune ai, știu că, nu știu, urmărești articole despre Formula 1, că îți ții cu Biden, că admiri USR-ul, că îți place pizza, nu hamburgerul și așa mai departe. Și ei zic, ok, nu-ți vom recomanda oameni din cercul tău de prieteni, că n-ar fi mare valoare acolo, vom găsi oameni din afara, oameni necunoscuți ție pe care să ți-i recomandăm, să ți-i propunem așa dacă nu vrei să intri într-o discuție. Ești o idee asta. Doar că eu mă gândesc că de fapt va atrage mai degrabă, sau că Facebook Dating este bun pentru oameni mai maturi, adică adolescenții sunt pe Tinder, sunt pe Instagram, se stălcuiesc pe acolo în fotografii și își dau mesaje, mișto poza, ieșim la o cafea, chestii de astea. Cred că oamenii maturi mai degrabă au rămas cumva pe Facebook și vor fi atrași de dating. Și nu că ar fi ceva neregulă cu asta, mi se pare că e o piață uriașă. Să zicem de la, nu știu, de la 25 de ani în sus, de la 30 de ani în sus, pe dating, acolo e de fapt, îi au bani să-și plătească la un dat. Serviciul e gratuit, Facebook Dating, dar
probabil că în viitor vor exista cândva și posibilități ca Facebook să scoată și bani din el. Încearcă Facebook să atragă și adolescenții acolo opțiune numită Secret Crush, care funcționează cam așa. Tu pui într-o listă maxim 9 oameni, oamenii pe care așa un crush. Și dacă vreunul din ei te pune și pe tine în lista lui, Facebook vă anunță, bă, voi vă placeți reciproc, de fapt, ia, conversați. Dar altceva era subiectul meu despre Facebook, adică așa funcționează aplicația. Bun. Eu am zis acum multă vreme că Facebook a devenit un fel de cancer al societății. Că nu mai aduce nimic bun oamenilor, utilizatorilor săi. Adică Facebook a ajutat, știți atmosfera aia mișto de la începutul Facebook-ului, când wow, dădeai like, îți arătai fotografii cu ce ai mâncat azi, cu ce carte ai citit, cu ce film ți-a plăcut ieri, comentai ce a fost la Vocea României și așa mai departe, s-a cam dus. Acum Facebook, de fapt, ajută tot felul de nebuni, de extremiști, de rasiști, de oameni care altfel ar tăcea și ar sta în banca lor, îi ajută să se găsească între ei, să formeze grupuri, comunități și să aibă o voce mult mai puternică. Și problema nu este că tot felul de nebuni capătă vocea asta, ok. Problema este că pe Facebook intră și tot felul, foarte mulți oameni, de fapt, care nu-s la curent, eu știu, cu politica, cu problemele societății și așa mai departe. Și ei pe Facebook sunt expuși vocii acestor nebuni, acestor extremiști, să spunem. Asta e problema acolo. Ei sunt, în lipsa altor informații din mass media și așa mai departe, ei văd pe Facebook că vaccinurile sunt nașpa, că coronavirusul e o conspirație, că Iohannis este acest președinte dictator din umbră, că, nu știu, ziceți voi orice altă conspirație, că acel criminal nu era criminal, ci e, de fapt, mafioții în spate și așa mai departe. Și le cred, pentru că nu există o alternativă care să le arate, bă, stai mă, că e o tâmpenie ce zică ei acolo, ei vor să te manevreze, să facă o propagandă în avantajul, știu, chiar al altor state, ca să-ți cadă încrederea în autorități, în clasa politică și așa mai departe. Și toate vocile astea de nebuni cărora Facebook le-a dat o platformă pe care se exprime, de fapt, corup minți sănătoase. De asta am spus că e un cancer. Sunt câteva celule bolnave care corup treptat și celule sănătoase. Și mi se pare că Facebook Dating are ocazia să schimbe asta. Adică Facebook Dating poate fi principalul motor prin care Facebook, compania, creează plus valoare, îmbunătățește viața utilizatorilor săi. Pentru că altfel nu prea le îmbunătățește, să fim serioși. Facebook e tot o platformă de mai dai tu share la frustrările tale, la un articol interesant. But is it really good for you? Adică îți aduce un beneficiu real? Nu. Facebook Dating are ocazia să-ți facă cunoștință cu o femeie sau cu un bărbat cu care să ai o relație mișto, să-ți schimbe viața, să te căsătorești datorită lui Facebook Dating și să trăiești fericit cu acea persoană toată viața. Să faci sex măcar, să vorbești cu oamenii, să agăți, să faci ce-ți place dacă this is your thing. Și asta înseamnă că Facebook ar avea în sfârșit un produs cu care să aducă ceva mișto în viața oamenilor. Pentru că nu prea mai avut de mult unul. Aș spune că Instagram e unul din produsele mișto, pentru că îți aduce vizual în față tot felul de chestii plăcute, pisici, munți, cabane mișto, machiaje, whatever, femei frumoase și dezbrăcate. Dar s-a cam dus și acolo vremea lui, acum este foarte monetizat de Facebook, poate să cumperi produse, paid partnership și așa mai departe. Nu prea are Facebook un produs cu care să-ți îmbunătățească substanțial viața. Dating poate fi acest produs. Cam asta era concluzia mea, asta vreau să zic de fapt despre dating. Personal nu l-am activat, că mi se pare ciudat, poate o voi face doar așa ca să mai scriu despre interfață și ce e de făcut pe acolo. Rămâne de văzut. Asta a fost episodul. Mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem la următorul Tech 7 cu alte știri ale săptămânii. Să aveți o zi bună. Ne vedem data viitoare.